Bună, bună, dragii mei! Eu sunt Dorin și astăzi vreau să vă arăt o locomotivă nouă din ultimul DLC. Bine, ultimul DLC. Nu e chiar ultimul DLC, dar e o locomotivă destul de europeană încât să vă arăt. Bine, eu am arătat-o și pe Twitch acum vreo săptămână, dar na, cum nu prea mulți dintre voi sunt pe acolo, am zis, bă, hai să vă arăt și aici pe YouTube. Așadar, astăzi vom face un mic scenariu cu această locomotivă. E o locomotivă interesantă, 187. Nu știu, ca design arată cam la fel ca toate celelalte. Să zicem un pic schimbat la lumini, dar și un pic laterala. Și e destul de puternică, sincer să fiu, o locomotivă de marfă la călători, cred că ar fi bătaie de joc pentru ea, deși nu prinde o viteză foarte mare, dar e o locomotivă puternică. 187088 și dincoace 082. Ok, nu e aceeași serie. Bun. Da, bun, să trecem la treabă. Hai să vedem. Închidem ușa. Hai să activăm un pic aici cabina. Luminile pe auto. Scoatem și frâna. Bateria deja e pornită. Bă, eu nu înțeleg de ce se mișcă așa repede. Unde se grăbește? Bun. În prima fază avem în felul următor. Să dăm luminile frumos pe brict, dar să știți că nu e destul, pentru că dacă ne uităm acum afară, vedem că luminile nu sunt aprinse pentru asta. Mergem frumos la monitorul ăsta, apăsăm 8, dăm Enter, selectăm cabina numărul 1, da? Mergem pe 1. Selectăm luminile albe, după care cabina numărul 2, selectăm luminile roșii, dăm un Enter și Home. În momentul ăsta avem în față luminile albe, iar în spate luminile roșii. Bun, am făcut-o și pe asta. Facem în felul următor, eliberăm aici frâna, dăm inversorul pe forward, aici eliberăm iarăși frâna și cam suntem gata de drum, cam așa ceva. Deci putem să plecăm. Are un sunet specific, zici că cântă locomotiva asta. Super interesantă. Deci spui că cântă, efectiv. Aici trebuie să oprim. Zice că avem și semnalul roșu, deși eu nu-l văd, dar în fine, oprim. Așteptăm, trebuie să cerem noi confirmarea, o să cerem și confirmarea. Trebuie să așteptăm semnalul. Păi gata, s-a schimbat. Nu? Nu mai e roșu. Hai să mai... Da, mă, da, e bine. E bine, e bine. Scoatem frâna. Trebuie să eliberăm frâna, pentru că altfel nu ne dă voie să plecăm, e logic.
Practic trebuie să cuplăm astăzi niște, ia uite, trafic. Băi, e jale cu traficul jocul ăsta, îmi place atât de mult. Doamne, cât de interesant e. Trebuie să cuplăm câteva vagoane și să mergem cu ele într-un alt loc și să le lăsăm acolo. Practic, asta e treaba noastră de astăzi. Uite, acolo sunt vagoanele. Vagoane de marfă, așa cum spuneam. Reducem un pic. Mai un pic. Mai un pic. Și am oprit. Bun, mergem jos să cuplăm. Stați așa că nu reușesc să găsesc. Ha! Nu pot de aici să cuplez. Stați așa că mă duc în partea altă. Bă, băiatule. Nu pot să cuplez de aici. Ah, gata, gata, gata. Acum. Asta zic, mă. Mamă, ce greu. Ce greu. Puteți să urcăm și pe aici. Nu știu de ce trebuie să mă duc pe partea aia. Bine, se închide ușa. Practic trebuie să schimbăm acum. Să mergem pe partea cealaltă. Frâna trebuie să rămână cuplată. Trebuie doar să scoatem de pe forward și să schimbăm luminile. Pentru asta dăm iarăși pe tasta 8. Pac. Dăm un enter. Pe 2 punem luminile normale. Iar pe 1 punem roșii. Enter și home. Și mergem în partea cealaltă. Da? Ok. Am uitat să anulez cabina, dar cred că dacă activez de aici cabina, se anulează acolo. Ia să vedem. Nu. Deci trebuie să anulez cabina acolo. What the hell? Ce chestie. Asta zic. Așa da. Pac. Luna e scoasă. Ia să vedem. Acum avem roșu. Nu, noi avem verde. Cu limitare de 60 km la oră. Luminile nu sunt aprinse. Nu-i nimic. Le aprindem noi iarăși de aici. Înseamnă că nu au importanță setările din partea opusă. Nu-i nimic, știm să setăm și noi. 2, 1, 1,
2. Dăm un Enter. Home. Și acum ar trebui să meargă. Cabin Lights. Dăm frumos pe 0. Forward. Și putem pleca. Dacă eliberăm frâna. Da? Să-i dăm drumul. Mai greu, dar merge, să știți. Nu știu, mie îmi place foarte mult locomotiva, e foarte, foarte puternic. Deși nu prinde viteză exagerat de mare, undeva la 140 de km la oră, dar e superbă. Mamă, dar ce lung e. Da, e lung. Hai să mergem un pic mai repede, că totuși limitarea e de 60, nu de 40. Trebuie să avem grijă la semnale, există riscul să dăm de vreun roșu. Deci, practic, trebuie să trecem prin gara Eilendorf, linia 1. Și liber. Să-i dăm gaz, zic. Cum se aude, bă, băiatule? Ce mă deranjează pe mine la jocul ăsta e faza lungă. Nu știu, bă, frate, nu vede efectiv, nu... Parcă zici că nici nu sunt aprinse luminile. E aiurea rău de tot. Uite, sunt în tunel. Da, se vede pe perete atât, dar în față ciucălău, nimic.
Ia să vedem. Avem bifă, tată, avem bifă. Aici trebuie să oprim în Stolbert 3 km și un pic. Să vedem cum se descurcă cu frâna. Ia să vedem cum se descurcă cu frâna. Trebuie să oprim în 600 de metri. Aparent se descurcă. Așa pare. Dar aproape că l-a oprit de tot. Sau chiar l-a oprit. A, chiar l-a oprit de tot. Ceea ce nu prea îmi place. Pune frână, frână pune. Nu vrea să-i mai dea în față. Asta e mai rău. Ok. Încercăm să-i facem o șmecherie. Hai să vedem. E destul de pretențioasă. Ce mai? Da. Cu frâna nu prea sunt eu un păcat. Are odată frâna. Nu știu, frână de motor, nu știu ce fel de frână e. Ideea e că e o frână net inferioară față de frâna principală. Trebuie ajutat, adică aia o acționezi și o ajuți de fapt cu frâna principală. Hai să vedem, trebuie să oprim în 70 de metri. Se oprește destul de greu, dacă mă întreb pe mine. Dar cumva l-am oprit, ca să spun așa. Trebuie să decuplăm aici. O să lăsăm totuși cuplat un pic frâna, cuplată ca să nu riscăm să facem vreo gafă. Și hai să decuplăm. Rezolvat. Hai să vedem ce spune acum. Reverse point 3. Ia să ne uităm aici totuși un pic, nu? Zic. Aici trebuie să oprim chiar înainte de semaforul respectiv care nu ne este adresat. Bun. Eliberăm frâna. Dăm o goarnă. Și încercăm să plecăm. Încercăm că nu știu dacă pleacă tot timpul.
Încă nu m-am învățat cu ea. Bine, nu știu dacă am 100 de kilometri făcuți cu ea, deci, da. Oricum e frumoasă, rău. Are și goarnă mică, goarnă mare. E o chestie și cu goarnele astea, cred că nu degeaba sunt puse unele mai mici, unele mai mari. Bun, trebuie să oprim la semnalul acela roșu. Nu trebuie să trecem, de fapt, de el. Ați văzut cum s-a schimbat macazul? Interesant. Și am oprit. Wait for the moment. Ok, așteptăm. Move train backwards in the siding. Păi da, și ce facem, boss, acum? Trebuie să ne întoarcem? Păi de ce? Păi nu mă mai joc. Hai. Decuplăm iarăși. Tararararara. Asta trebuie să facem. Bun, hai să scoatem de aici cabina. Și mergem în partea cealaltă. N-avem ce să facem. Bun, selectăm iarăși lumini. Mamă, ce fain se vede soarele la băi, ești nebun. 8. Bă, n-am selectat cabina, stai. Să o activăm. Ca așa degeaba facem noi aici. Enter. 2 cu roșu. 1 cu alb. Enter. Bun. Dăm pe forward. Luminile sunt aprinse. Break release-ul. Scoatem și eliberăm frâna. Mai bine zis. Lumina roșie, lumina albă. Suntem gata de plecare. Practic, cred că cuplăm alte vagoane. Da. Ia uite-mă. Deci, mă jur că am crezut că ne lasă pe linia aia. Deci aici trebuie să oprim și să așteptăm finalul scenariului. Da, v-am spus că e un scenariu scurt. Am vrut să vă arăt numai decât locomotiva asta, pentru că e o locomotivă destul de interesantă. Avem doar 4 scenarii pentru ea, dar pot să o mai implementez și în altele, oarecum. Oricum, are potențial și cu siguranță, își face treaba în regim de marfă. Așadar, dragii mei, ne oprim aici astăzi.
scurtuți, dar promit data viitoare voi veni cu un episod ceva mai lung. Nu uitați de like, nu uitați să share-uiți conținutul dacă vă face plăcere și, bineînțeles, să folosiți și rubrica de comentarii, lăsând un comentariu acolo. Eu vă răspund inopinant. Ne vedem data viitoare. Cu respect, numai bine!